Dacă din 5 în 5 învățăm la 5 și plus 1, că trebuie să numărăm și pe primul. Da. Da. Și atunci am zis supra 2 din cauza că ei au, au crescut aici din 2 în 2. Și în final este același rezultat. De ce am dat așa? Pentru că în condițiile în care ai fi avut de calculat suma următoare, suma ies 2, ies 2 să zicem așa, 5 plus 10 plus 15 plus puncte, 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 puncte și mai departe, plus 2005. Făceam 2005 plus 5 supra 5. Sigur că așa faci, sau tot atât de bine, dacă scoți pe 5 în factor, vine 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte, plus. Deci, dând pe 5 în factor comun, cum am dat mai înainte pe 2, 1 plus 2 plus 3 plus câte 20 împărțat și 4, 0, 1. 401. Și rapid redus la suma în care o știi tu de noi. Așa încât și eu ți-am dat un variantă în care calculezi direct, dar varianta în care ai găsit, ai scos 4-1, nu știi cât exact îți terminai. 401 termen. Da? Deci de aceea. Da. Sunt de la 1 numărătoarea. Dacă numărătoarea începe de la, dacă suma asta începe de la 15, atunci tu scos pe 5 în factor și vine 3 plus 4 plus 401. Și atunci, la varianta asta, ca să-i găsesc, nu mai sunt 400 de termeni. Și am pierdut? Și pe 15? 5-ul, că e comun, nu toți. Nu se împart toți la 15. Când după 15 vine 20. Trebuia să-l arătești. Pentru 20. Ce am vrut eu să scot în evidență, că de data asta nu mai am pe toți termenii consecutivi. Și încep de unde? De la 3. Îmi lipsesc 2 din ei. Așa îmi lipsește 1 și 2. Și atunci eu, din 401, trebuie să scadă. La 2. Cei doi termeni. Dar dacă tu vrei să-i găsești direct așa, din 401, scazi pe primul. Din ultimul scădem pe primul, cum am zis. Pe 3. Împărțim, dar din cât în cât cresc ei la un mare rost. Și plus 1. Da? Am înțeles. Pentru că ar fi 401 minus 3, doi termeni sunt cei care au dispărut. Așa, 401 minus 3, minus 3 plus 1 face 401 minus 2, face, cât am zis mai înainte, 399, nu, 399 de termeni. Pentru că ar fi scris 401 minus 2, minus 1, 1 cu 1 se anulează, iar 401 minus 2. Da. Deci în asta trebuie să zici, din ultimul, scazi pe primul, împarți la, cu cât cresc ei de la unul la celălalt când trecem, da? Și adunăm 1. Deci asta ca număr de teme. Hai să ne întoarcem pe chestiul nostru, că am devagat aici cu ce? Cu ideea de calcul acestei sume. Cum calculăm sumele acestea? Răspunsul la ea acum. Da. Ți-ai la îndemână, nu ai nicio bine de moți. Ce vreau să facem? Să calculăm și suma a doua. Prima o știm, da? Da. Suma a doua este 2. Hai să notăm așa. Egal cu 1 supra 1 ori 2 plus 1 supra 2 ori 3 plus 1 supra 3 ori 4 plus și mai departe plus 1 supra 2011 ori 2012. Deci 2011 sau 2012. Aici nu putem să scriem pe 1 ca de minus 1. Nu putem. De ce? Pentru că mă gândeam să scriu pe 1 ca 2 minus 1. Da. Pe urmă următor ca 3 minus 2. Și nu-i bine? Ba da. Dar de ce spuneai că nu putem scrie? Că în momentul care ai spus nu putem. Nu putem scrie. E de parcă îi spunem că nu avem șansă să continuăm așa. Adică ba, parcă îi spune că nu e adevărat că 1 ăsta ar fi 2 minus 1. Ba da. Deci nu îi spune că 1 de aici ar fi egal cu 3 minus 2. Și cum nu e adevărat? Ba, da. Deci e suma clasică, aceea pe care o avem deseori întâlnită, da? Deci nu are rost mai pun paranteză, e egal mai departe cu...
2 minus 1 supra. Eu aș scrie strict, domn profesor, 1 supra 1 supra 1 ori 2. Zic să lăsăm așa ca prietenii noștri să lua să le fie foarte clar. 1 ori 2 plus 3 minus 2 supra 2 ori 3. 3 minus 2 supra 2 ori 3. Plus 4 supra 4 ori 3. Aici e 3 minus 2, ai spus, da? Da. Aici 4 minus 3 supra 4 ori 3 plus puncte. Plus 2012 minus 2011 supra 2011 ori 2012. 2011 ori 2012. O să scriem 2 supra 1 ori 2. Deci 2 supra 1 ori 2. Sau nu, nu trebuie să scriem. Deci 2 supra 1 ori 2 minus. Da, minus 1 supra 1 ori 2, da. Plus 3 supra 2 ori 3, da. Minus 2 supra 2 ori 3, da. Plus 4 supra 4 ori 3, minus 3 supra 4 ori 3. Și mai departe, plus puncte, puncte, plus. Puncte. 2000. 2012 supra 2011 ori 2012, egal minus 2011 supra 2012 ori 2011. Da. Și observăm. 2 cu 2 se simplifică, da. 1 cu 1, 3 cu 3, 2 cu 2, da. 4 cu 4, 3 cu 3, face 1, 2012 cu 2012, 2011 cu 2011. 1 minus 1 ori 2. 1 minus 1 ori 2 plus 1 ori 1 supra 2 minus 1 supra 3 plus 1 supra 3 minus 1 supra 4 plus, da. Puncte, puncte. 1 supra 2011. 1 supra 2011. Minus 1 supra 2012. 2012. 2 cu 1 pe 2 cu 1 pe 2. 1 pe 3 se simplifică cu 1 pe 3. Se reduc, zice. Da. 1 pe 3. Simplificăm când suntem în mulțime. Da. Aici se reduc. Da. Plus cu minus. Și 2001 pe 2011 se reduc. O rămas ăsta cu plus, va rămâne ăsta cu minus, ăsta se duce cu cineva din față. Da. Face 1 minus. 1 minus 1 supra 2012. Vom amplifica pe 1 pe 1. Vom amplifica cu 1 cu 2012. Și face scăderea, face 2000. 2011 supra 2012. 2012. Și atunci A va fi egal cu, A va fi egal cu ce am găsit la prima sură. 2011 ori 2012. 2011 ori 2012, înmulțit cu ce am găsit la a doua. Da. Înmulțit cu 2011. 1 supra. Da, pardon, din 2011 supra. La 2012. 2012. Și a egal cu 0. De ce e egal? De ce e egal? A, pentru că m-am gândit că se reduc... Nu am crez, nu știu, am pus eu 2011, împărțit 2011, împărțit la 2012. Deci și de asta că ar fi și înmulțire, împărțire, da? Da. Deci aici da. Să se simplifică. Și va fi 2011 la a doua. Face 2011, totul la pătrat. Și ceea ce trebuie arătat. Așa, spune să arătăm că este egal, da, împărțat, perfect. Mai insist un pic pe exercițiul acesta. Și să insistăm să vedem ce a vrut autorul aici. Ce crezi că a vrut el să vadă? Tu, spune-mi tu, ce crezi că a urmărit? Dacă știm să calculăm două tipuri de sume. Dacă vedem suma gaosă aici, suma asta care se descompune foarte rapid. Cât privește suma a doua, am să mai insist un pic, să mai vedem un exercițiu. Și tu să spui cum trebuie să se calculează la suma a doua. Deci numai la suma a doua insistăm. Deci avem așa. Unu, zicem, e 3, egal cu 1 supra 1 ori 3, plus 1 supra 3 ori 5, plus 1 supra 5 ori 7,
plus 1 supra și așa mai departe, să zic, puncte, puncte. Unu supra cum fac tot profesor, vreau să scrie 2 supra 1 martei? Nu așa, să găsesc un termen acolo la sfârșit. Deci... Așa, să vedem de ce formă să dau eu aici, ca să-mi am forma termenului general un pic. Deci... Deci 1, 3, 5, 7 sunt numerele impare, nu? Da. Deci 2K, hai să spunem, 2K minus 1, lângă 2K plus 1. Deci 2K minus 1, adică dacă zic K egal 100, 100 ar fi 99 și 101. Deci 99 ori 101. Deci, produsul a două numere consecutive impare ar fi. Nu? Deci 99, 101. Sau dacă vrei, mă opresc la 2001 ori 2003. Okay. Sunt numere consecutive impare. 2001, 2003. Cum calculăm această sumă? Ai spus tu ceva interesant, eram neatent acum, în timp ce tu ai vrut să mai întreba ceva. Nu cumva am vrut să scriu cât? 2 supra. De ce trebuie să ții 2 neapărat? Ca să poți să fac 3 minus 1 supra 1 3. Corect. Și la ce lat? Care celălalt? La etapa celălalt, acolo, la 3 minus 5. Păi întreba tot 2. Tot 2. La fiecare ți-ar fi trebuit 2 la numărător. Da. 2. Și tu mai ai avut 2. Nu. Nu. Și dacă nu-l ai, nu poți să încerci să faci jos? Cum mai putea să... Visează la varianta asta care ai propus-o tu să fii 2 peste tot. Adică să mulțim egalitatea asta cu 2. Și vine 2, se puțin și în stânga și în dreapta. 2 este 3. De 2 ori este 3. Egal cu 2 ori 1. 2 pe 1 ori 3. Plus 2 supra 3 ori 5. Plus 2 supra 5 ori 7. Așa. Plus multe puncte 2 supra 2 e 1 ori 2002. 2001 ori 2002. Și acum ești foarte fericit. Da. Da? Deci te descurci foarte rapid cât încadrezi în varianta dinainte. 2 este la 3. 2 este 3, da? 2 este 3 asta. De două sumație. Scrie în direct sau? Deodată. 3 supra 1 ori 3. 3 minus 1 și distribui numitor 1 ori 3. Da. Minus. Ba da, plus. Așa. Minus. Că ai zis da, 3. Minus. Pe 2 îl scrim ca fiind 3, minus 2. 1 supra 1 ori 3.
Deci minus 2 supra 1 ori 3, nu? Dar cum minus 2? Dar nu era 1? 1, corect, corect, corect. Pentru că 2 ăsta înseamnă 3 minus 1. Da. Plus? 5 supra 3 ori 5. 5 supra 3 ori 5. Plus 3 supra 3 ori 5. Plus 3. Minus 3. Minus, da. Plus supra 3 ori 5. Plus puncte, puncte. 2002. 2001 supra 2001 ori 2002 ori 2003 2002 2003, 2003. Da. Minus minus 2001 2003 2003 au fost 2003 au fost 2001 ai avut dreptate, deci trebuia să spui 2003. Da. Că 2003 minus 2001. Da? Da. Supra? Supra 2001 ori 2003. 2001 ori 2003. 3 cu 3 se simplifică, 1 cu 1, 5 cu 5, 3 cu 3. Deci vine 1, 1 minus, 1 minus 1 pe 3, 3, plus 1 pe 3, corect. Minus 1 pe 5, plus 1 pe 5, plus, nu, minus, puncte, 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 1 supra 2001 minus? Minus 1 supra 2003. 1 cu 1 pe 3, 1 pe 3 se, da, se reduc. Da. 1 cu 5, 1 cu 5, 1 pe 2, 1 cu 1 pe 3. Și rămâne 1 și ăla de la sfârșit cu minus 1. 1 pe minus 1 pe 2003. Da. Îl înmulțesc pe... Va da 2002 supra 2003. 2002 supra 2003. Asta este... Da, să nu uităm că aveam și 2, se 2. Da. Așa, noi 2 este 3 am avut deci. Da. Hai să scrim așa. Și trebuie să împărțim. 2, 2 este 3, este egal cu 2002 supra, supra 2003. Din rezultă că este 3. Este egal cu 2002 supra 2003. Ei, împărțim prin 2 și face 1001 deodată, ca să mai pierdem timpul. Nu? Dacă împărțim prin 2, numărători. Da, 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 da. Da? Deci vine 2001 supra 2003. Supra 2003. Asta este, este recalculat. Da? Deci, care a fost poanta aici ca să... Trebuia să înmulțesc cu 2 toate relațiile ca să pot efectua calculul. Așa. Că acum dacă mi-am zis, da, 4 minus 4, 1 ori 4, ar trebui să înmulțesc. Da, acasă să te gândești la suma asta. Gustești suma aceea. 1 ori, ai zis așa, ies 4. Să ne gândim la suma asta. 1 supra 1 ori 4 plus 1 supra... 4 ori 7. Da. Că diferența e de 3, da? 3. Și de să mulțesc relația cu 3. Plus 1 supra 7 ori... ori 10. 10. Și plus așa mai departe, să-mi găsești tu aici... Dar vreau să spun și acum. Ia să vedem care ar fi... 2001, 1, supra 2001. 2001. Ori 2004. Ori 2004. Dar crezi tu că... 1, 4, 7... 2001. A, nu. Aici nu știu eu dacă se obține după rețeta asta. Deci trebuie să, să vedem o, o șmecherie care să ne permită să generăm toate numerele acestea. Adică nu știu dacă 2004, dacă ar fi 2001 în cărdul ăsta. Deci când numărăm așa din 3, 3, 1, 4, 7 și cu 3 cât vine? 10, apoi 13, 16, 19. Eu nu știu dacă 2001 face parte din termenii aceștia. Ca să-l pun pe următorul, cât să-l pun? 2004. Deci trebuie să știu dacă s-ar afla pe acolo. Am înțeles. Da? Că pe următorul știu trebuie să-l pun. Da. Dar nu știu dacă el face parte ăsta la un moment dat. Că
nu scoți termen și toate numerele, nu? Deci da. Ele din 3 în 3. 1, 4, 7. Deci ăsta e primul. Da. Ăsta e al doilea. Da. Ăsta al altul e al câta? Al treilea. Cumva, cam care ar fi tiparul? Dacă aș spune 2004, 1 supra 2004 ori 2007. 2004 ori 2007. Dar nu știi că 2004 face parte din cărt, din șiruirea asta. Da? Eu trebuie să găsesc un tipar. Eu zic așa, că termenii sunt de forma 3 ori K plus 1. 3 ori K plus 1. Să vedem dacă este alinat. Când K e egal cu 0, K e egal cu 0, atunci 3 ori 0, 0 și 1 face 1. Rezultă că primul număr A1 este 1. Când K e egal cu 1, rezultă că al doilea din înșiruire ar fi 3 ori 1, 3 și 1, 4. Este. Da. 1, 4. Când K e egal cu 2, 7. Vine 3 ori 2, 6 și 1, 7. Când K e egal cu 3, 9. Nu, 10. 3 ori 3, 9 și 1, 10. Excelent. Deci tiparul sau tipul de numere pe care l-am gândit aici este tipul 3K plus 1. Și acum, să vedem dacă 2001 s-ar afla aici. Păi fac 2001 ori 3 plus 1. Nu. 3 ori cât și plus 1 să facă 2003, 2001. Deci 3 ori K, nu știu cine este K-ul acela, plus 1 să facă egal cu 2001. Păi la 2001 se împarte fix la 3K. Scădem pe 1, iar 3K egal cu 2000. Și nu se împarte exact. Deci 2001 nu face parte. 2004 face parte. Nu știu dacă face, face parte. Face parte. Ia să vezi. 3X plus 1 egal cu 2004. 3X egal cu 2001. Așa. Și dacă zici... Păi vine 3x plus 1? Nu face parte. Nu face, dacă nu făcut asta din față. 2002 face parte. 2002 face parte, da? Da, pentru că dacă scad numărul, vine 2001. Și e multiplu de 3. Adică 2002 și 2005. În clipa în care le-am găsit pe ăla, deci varianta să zicim de ce formă sunt numerele, da? De ce formă sunt numerele, după care zici 3 ori x plus 1, când ai ghicit că o parte din ele merg, da. 3x plus 1 să fie egal cu cine, da. Și tu dacă vrei să te întrebi un anumit număr dama, dacă nu, tu îi dai la valoarea 1000. Și vine, sau îi dai 900, sau îi dai cât vrei tu. Da. Și îți le găsești rapid pe celălalt. Da. Bunoarea 2002 să face parte, trebuie să fie 3 ori 700, câte ori 700, 690, da. Nu știu pe acolo, în sfârșit. Important este că nu, trebuie să descoperim de ce tip este număr. Și atunci, suma ce este calculabilă, poți să-ți propui să faci așa. Da. Eu vreau să propui exercițiunea. Da, dar după ce găsim șmecheria acolo, da? Da. E un lucru. Gândește-te și la sară din 4 în 4. Sar din 4 în 4? Da. Păi aș începe 1 ori 5, 1 supra 1 ori 5 plus 5 ori 10 plus 10 ori 15. Din 4 în 4 azi, da? Din 4 în 4. Așa parcă a spus, din 4 în 4. Deci 1, 5, 5 ori 9. Dar și ai fost din 3 în 3. Da. 1 supra 1 ori 5 plus 1 supra 5 ori 9 plus, da, puncte și acum tipare. Păi 3K plus 1. Nu mai este 3K plus 1. Nu mai este de 3K. 3K 4K plus 1. 4K plus 1. A, deci 3 ăla e în funcție de care este diferența dintre cifre. Asta. Deci când am zis la 3, 3K plus 1. Am zis, 3, da. Da? Din 4, 4, 4K plus 1. Când K este 0, vine 4, 0,
și rămâne 1. Când cau este 1, 4 ori 1, 4 și 1, 5. 5. 4 ori 2, 8 și 1, 9. Deci e foarte bine. Tiparul e așa. Și până tu, ca să vezi un te oprești, că dai ca o valoare. Să zici 4 cu 100. Deci e forma fost 4, K plus 1. Și ca o, de vrei, îl dai cât vrei tu, 100, să zici, da? Și atunci, 401 este un număr. Da, se află. Care se află în șirul aceea. Aaa, da? Și tu e oprit la 401, văd 405. Da. Eu pot să iau, de exemplu, ca un număr de, iau 500. Așa. Și mai dau bun și... Și tu știi exact unde vrei tu să te oprești în șirul aceea. N-are importanță, nu cu neapărat 2001 și 2003. Da. Ei, știți că au fost făcute atunci și 2011 și 2012, de aceea au fost tot jucate acolo. Da. Da? Așa trebuie să înțelegi. Da. La revedere, să nu uitați să dați like și share, să vă abonați la programul. La revedere! La revedere, dragilor! Deci...